Felicitări pentru această victorie. Cum te simți? Ce să zic, sunt cel mai fericit. Cred că, de fapt, nu cred, sigur, e prima mea victorie împotriva clubului din Miercurea Ciuc și suntem super fericiți. Ai marcat și 3 goluri în această seară. Ce reprezintă acest lucru pentru tine? Tot ce e mai frumos, nu știu, e o senzație minunată. Nu pot explica. De când ați așteptat o astfel de victorie? Cred că sunt 10 ani, adică de foarte mult timp. Ce crezi că ați avut în plus față de cei din Ciuc? Suporterii, galeria, toată lumea care ne-a susținut, motivația pentru că e primul meci acasă și, bineînțeles, ne-am dorit maxim să câștigăm acest meci. Suporterii, cum ți s-au părut în această seară? N-am cuvinte, ceva, o senzație unică. Cum apreciați acest succes al Stelei? Vă dați seama, 5-1, iar acum vorbeam cu domnul Păun și spuneam că ar fi fost mai bun rezultatul ăsta la Ciuc în finala Cupei României. Dar e un început. Ne bucurăm că am venit acasă cu o victorie, ne bucurăm că lumea a plecat mulțumită de la patinoar. Sper ca la următorul meci să fie număr și mai mare și sper ca de la meci la meci să creștem, să aducem rezultate, să aducem suporterii. Și cam ăsta e farme cu Stele, cam ăsta ar trebui să jucăm. Așa ar trebui să jucăm. Cum a reușit Steaua să parcurgă într-un timp atât de scurt drumul de la 0-5 la 5-1? Noi ne bucurăm la momentul ăsta pentru victoria de azi. Ne-a usturat un pic înfrângerea din finala Cupei României, fiindcă noi chiar am crezut și trăgeam speranțe că putem să luăm cupa, dar ăsta e sportul, încercăm ca în fiecare zi, cu fiecare meci să devenim mai buni și să câștigăm, că de asta suntem aici. Și mă repet, suntem foarte aproape de București, sperăm ca la anul, peste 2 ani, să jucăm chiar în București. Dar nu cred acum că 20 de kilometri e o distanță atât de mare încât să nu putem veni la hockey. E un semnal pe care Steaua îl trage cu acest succes la adresa rivalilor? Că putem conta cu adevărat în bătălia la primele locuri? Campionatul e la început, e drum lung, sperăm ca de la meci la meci să fim mai buni. Ăsta e obiectivul nostru principal și al doilea obiectiv, pot să spun că nu e chiar al doilea, poate să fie principal, e ca acești oameni să vină la patinoar și să ne încurajeze. Datorită lor și cu ei putem să formăm o echipă. Cum poate fi catalogat acest super succes al Stelei? Ne bucură foarte mult. În primul rând mă bucur pentru băieți, pentru că muncim de foarte mult timp și așteptam un moment ăsta. Ne pare rău că nu a fost rezultatul ăsta la finală, însă e important că mergem mai departe, ne facem treaba și băieții fac treaba bine, corect. Și s-a văzut în seara asta. După aia ne bucurăm foarte mult pentru suporteri. Am avut nevoie de ei, cum și ei au avut nevoie de meciurile astea în București. I-am simțit alături de noi, ne-au ajutat foarte mult și cel mai important este că am obținut victoria asta împreună. Ce a avut Steaua în plus față de echipa campionă? Am fost mai proaspeți, iar asta mă bucură. Înseamnă că pregătirea fizică a funcționat bine și încă funcționează. Iar momentele de inspirație a lui Filip și jocul de echipă, în general, cred eu că ne-a adus plus valoare și diferența pe tabelă. E un semnal de alarmă pe care Steaua îl trage față de adversare, că poate să conteze cu adevărat în lupta la primele locuri? E o victorie importantă, însă este la fel de important să rămânem cu picioarele pe pământ, să nu ne hazardăm. Sunt 3 puncte importante, însă va trebui să tratăm fiecare antrenament, fiecare meci în mod corect, cu muncă, cu seriozitate și atunci încet, încet vor veni în mod repetat aceste rezultate. Un mesaj pentru suporteri care au creat o atmosferă superbă în această seară? Ne bucurăm pentru ei, ne bucurăm că au fost alături de noi, îi așteptăm la fiecare meci pentru că sunt extrem de importanți pentru rezultatele echipei, cu siguranță.